Deși în termometre se înregistrau temperaturi cu minus, patinoarul din Târgoviște era plin de pasionații ai patinelor. Nu au ținut cont de frig și s-au încălzit cum au știut mai bine. Cei mai fericiți au fost, evident, copiii. Să te dai cu patinele? Da, da, e foarte bună gheața. Și acum ce faci? Bei un ceai? Da, că am obosit. Că se te frig? Nu, ne-am încălzit. De cât timp ești aici? O oră. Și o să mai stai? O să mai stau până la sfârșit, da. Îți place? Da, foarte mult. Te bucur că ai venit la patinoar? Da. Și de zăpada care a căzut în ultima vreme? Da, a căzut foarte mult. Și îți place, nu? Îmi place foarte mult. Da, este foarte frumos peisajul. Și acum ceva, te dai pe gheață, nu? Da, relaxare. De cât timp ești aici? De când a început tura. Și cât o să mai stai? Până se termină. Nu te frig? Nu. M-am încălzit. Ai băut un ceai, nu? Da. Și acum o să încerci din nou să patinezi. Ai căzut vreodată? Nu. Știi să patinezi? Da. De cât timp patinezi? De vreo un an jumate. Da, înseamnă că ești expert. Nici chiar așa. Dar te descurci bine, nu? Da. Gata? Ai terminat? Da. Ți-a plăcut? Da, foarte mult. Cât timp te-ai dat pe patine? Nu știu, o jumătate de oră, o oră. Ai învățat să patinezi? Da, de la 2 ani. Ah, înseamnă că ești expert? Da. Știi foarte bine și piruete. Da. De câte ori ai căzut? Acum doar o dată. Doar o dată? Da. Înseamnă că ești bun? Da. Cu cine ai venit la patinoar? Cu tatăl meu. Tu de câte ori ai căzut? O dată am căzut. O singură dată? Da. Înseamnă că știi să patinezi foarte bine. Da, știu. De la ce vârstă patinezi? De la 2 ani. Și astăzi ai venit, cu cine ai venit aici? Cu tata.